Apelul a fost făcut la 112 la ora 3:40 de minute. La ora 3:50 de minute a fost declanșat planul roșu de intervenție a județului Arad. În urma apelului s-au anunțat mai mult de 11 victime. La locul accidentului au fost alocate toate echipajele SMURD a Inspectoratului pentru situații de urgență. De asemenea, două echipaje SAJ. Ajunse la fața locului, echipajele de intervenție au constatat că este vorba despre un număr de 17 victime, din care una încarcerată și decedată, o altă victimă de cod roșu, un stop cardiorespirator, femeie, și celelalte 15 victime cu diferite traumatisme. Victima în stop cardiorespirator a fost resuscitată la fața locului și preluată în viață de echipajul de terapie intensivă mobilă. Toate cele 16 victime fiind transportate la unitatea de primire urgență a Spitalului Județean din Arad. Major Pleșca, ISO Arad. Deci am văzut coloana, m-am oprit în coloană, am avut mașina pe avarii și m-am uitat în oglindă să văd dacă mai vine alt tir să se bage după mine. Și am văzut o lumină că vine și după aceea deodată s-a auzit un zgomot și după aceea când m-am dat jos, am văzut microbuzul răsturnat, fumiga, ulei pe jos și astea ce s-a întâmplat. Erau persoane multe. Erau foarte multe, a început să iasă toată lumea, trăgea unul pe altul afară. Da, coloana staționa. Da, staționa coloana. Da, și eu m-am băgat ultimul, eram ultimul. În coloană. Mulțumim frumos.